Supranumită Capela Sixtină a Estului, Mănăstirea Voroneț, care impresionează prin scena judecății de apoi și prin nuanța de albastru care amintește de cerul senin, nemai întâlnită la niciun lăcaș de cult, încununează astăzi cei 535 de ani de la zidire. Cu acest prilej a fost organizat un simpozion despre importanța și istoria așezământului monahal. Evenimentele care au marcat momentul aniversar au început cu o slujbă de pomenire pentru ctitorii și slujitorii care au contribuit la zidirea Mănăstirii Voroneț în anul 1488. Parastasul a fost săvârșit de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La finalul slujbei, ierarhul a citit mesajul de felicitare transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel. Mănăstirea Voroneț, un simbol al sufletului românesc. Mănăstirea Voroneț este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu, nu doar pentru Ținutul Bucovinei, cu mănăstiri și biserici străvechi, cu sfinți voievozi, ierarhi și cuvioși, care au păstrat unitatea poporului și a credinței sale apostolice, ci este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu pentru întreg neamul românesc. Ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, 1457-1504, Biserica Mănăstirii Voroneț, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, împlinește anul acesta 535 de ani de la zidire, fiind construită în anul 1488, în 3 luni și 3 săptămâni. Înscrisă în urmă cu 30 de ani, în 1993, împreună cu alte 7 biserici pictate din nordul Moldovei, pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO, Biserica Mănăstirii Voroneț se bucură de o mare faimă printre iubitorii artei medievale bisericești, datorită, în primul rând, picturii sale exterioare. Deși elemente de pictură exterioară, fragmentară, se regăsesc și la alte biserici din spațiul ortodox sau chiar în Occidentul creștin, ampla pictură exterioară moldavă nu este un fenomen de împrumut, ci s-a constituit și dezvoltat în acest spațiu imprimat de credința și spiritualitatea monahilor și a credincioșilor mireni ortodoxi. Felicităm și binecuvântăm pe organizatorii simpozionului Voroneț 535 de ani de la zidire, care aduce un omagiu acestui sfânt lăcaș bucovinean, valoros monument al artei și al spiritualității ortodoxe românești, carte de identitate a frumuseții sufletului poporului român. Semnează preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu această ocazie, ierarhul a oferit din partea înalt preasfințitului părinte Calinic Ordinul Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, profesorilor universitari Aurel Buzincu și Mihai Iacobescu, precum și cercetătorului Liviu Brătescu. O zi de înălțare sufletească aici la Mănăstirea Voroneț, pentru că astăzi, 26 mai, anul Mântuirii 2023, se marchează 535 de ani de istorie de când această frumoasă mănăstire a fost târnosită. O ctitorie a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, numită deseori de foarte mulți ca fiind o capelă Sixtină a Orientului, iată dăinuie până astăzi acest locaș de rugăciune cu pictura exterioară celebră în întreaga lume, locaș care adună mulțime de credincioși, de pelerini, de vizitatori, nu numai pentru frumusețea arhitecturală, dar mai ales pentru duhul duhovnicesc lăsat aici de odinioară de Sfântul Cuvios Daniel Sihastro. A urmat simpozionul intitulat Voroneț, 535 de ani de la zidire. Manifestarea a fost deschisă de stavrofora Gabriela Platon, stareța așezământului monahal, care a citit înscrisul voievodal la zidirea Mănăstirii Voroneț. Sfânta Mănăstire Voroneț împlinește anul acesta 535 de ani de la ctitorire. Pisania, fixată deasupra ușii de intrare în pronaosul acestui locaș, arată:
Io Ștefan Voievod, din mina lui Dumnezeu, domn țării moldovenești, fiul lui Bogdan Voievod, a început a zidi acest hram în mănăstirea Voroneț, în numele Sfântului Slăvitului Mare Mucenic și Purtător de Biruință Gheorghe, în anul 6996, a lunii mai 26, luni după pogorârea Duhului Sfânt, și a fost terminată în același an al lunii septembrie 14, 1488. Evenimentul a reunit numeroși academicieni, cercetători, istorici, teologi, filologi, arheologi, precum și reprezentanții ai autorităților locale, elevi și profesori de la Colegiul Alexandru cel Bun din Gura Humorului. Nu puteam să lipsesc de la un eveniment extraordinar de important, 535 de ani de la punerea pietrei fundamentale a construcției acestei bijuterii a neamului românesc, Mănăstirea Voroneț, creată de către Ștefan cel Mare și continuată apoi pictura la exterior sub ajutorul mitropolitului Roșca, ea reprezintă pentru noi toți la ora actuală un model de o lucrare bine făcută. Spun de ceva vreme că e surprinzător că după 500 de ani arată atât de bine și dacă comparăm cu cina cea de taină făcută de Leonardo în Italia, care este distrusă, ne întrebăm ce s-a întâmplat. Zugravii de aici nu au fost niște zugravi simpli, niște artiști, în adevăratul sens al cuvântului, care au aplicat fresca în momentul când au făcut această lucrare, dar ceea ce este interesant, au făcut-o cu suflet și în timp. Ștefan cel Mare și Sfânt are ctitorii și în cealaltă Moldovă, de partea stânga Prutului. Și nu odată am spus despre lucrul acesta și dumneavoastră parcă mi-ați citit gândurile și într-adevăr am venit să spun că și acolo sunt ctitorii ale Marelui Voievod și acolo Ștefan cel Mare și Sfânt este deosebit de venerat și luat într-adevăr drept sfânt național. Evenimentele s-au încheiat cu oferirea distincțiilor aniversare din partea Fundației Sfântul Ștefan cel Mare din Chișinău.